Deși colectăm selectiv într-o cantitate infimă față de alte orașe din țară și nu avem un sistem de sortare și compostare a gunoiului, Galațiul a câștigat anul acesta premiul de excelență în cadrul competiției naționale Orașul Reciclării, ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție. Galațiul a colectat separat în perioada desfășurării concursului între 1 ianuarie și 30 iunie 2015 600.574 de kilograme, aproape dublu față de anul trecut când au fost colectate separat 381.772 de kilograme de deșeuri de ambalaje, ceea ce înseamnă 0,4 kilograme pe cap de locuitor față de 0,2 kilograme în 2014. Ceea ce e îmbucurător totuși pentru noi este că față de anul trecut ne-am dublat cantitățile de deșeuri reciclabile pe care am reușit să le strângem. Ceea ce înseamnă că pe de o parte poate cetățenii au început să conștientizeze importanța unei reciclări. Pe de altă parte, noi poate că am început să ne facem treaba din ce în ce mai bine, poate că și această modalitate de securizare a punctelor de colectare dă roade. Încercăm anul ăsta să continuăm cu partea de menajer. Avem doar 12 puncte la nivelul municipiului Galați de puncte de colectare menajere împrejmuite. Cred că ați văzut acele cuști pe care le-am realizat. De ce mai păstrați pumpelele de carton dacă se adună în același Nu se adună în același carton. Există fluxuri separate, și anume două. Se iau odată peturile și cartoanele și într-o a doua fază sticla. Peturile și cartoanele se strâng în două compartimente separate în interiorul cuvei în care sunt sau cu care sunt cărate. Când sunt descărcate? Când sunt descărcate, intră pe aceeași linie. Așa a fost gândit fluxul de către cei care au realizat proiectul ISPA. În plus, Galațiul nu are o stație de sortare care să îndeplinească toate standardele europene. Dar o stație de sortare, așa cum înțelege lumea că ar trebui să facă sortarea, și încă nu avem. Așteptăm să vedem pe postul 2 de mediu dacă Ecoservu, adiul ăsta care a fost înființat, dacă va reuși să atragă fondurile necesare și realizarea, așa cum e scris în proiect, în raza municipiului Galați, a unei stații de tratare biomecanică, care s-ar traduce într-o stație de sortare. Orașul Reciclării în acest an a fost declarat orașul Sinaia.